For the watch. For the watch. Et tu, Brute! For the watch! Hey, Siri! Bine, Pitbull! Yeah! Nene, nene, m-a trimis Unguru să vă zic ceva! Ce, Unguru? Da, ce? Dar nu mai știu! Zi-mă ce! Că nu mai țin minte, începea cu P! Parc, picior, Paris! Nu, nu! Dar ce, mă, zi odată? Că stați un pic, nu mă stresați, să mă gândesc! P, 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 P! Bă, sper că nu-i cu carne! Nu, nu, nu! Atunci ce, mă, zi? Pârtie! A, da, pârtie! Ce faci, mă, nimuricule? Bine! Ce e ăsta? Un scut antirachetă! Un scut antirachetă! Auzi, Ungure, la ăsta? Da, coptil copac! Bă, coptile, ăsta nu funcționează, mă! Nu! Bă, ăsta-i maxim scut antipraștie, băi! Tu știi cum arată un scut antirachetă? Numai armata are așa ceva, băi! Pariu? Pariu! Aveți tupeu să încercați! Adă-n coace! No, unde e racheta? Ați avut dreptate! Nu funcționează! Da, suntem în piața universității la un protest. O să vorbim cu câțiva dintre protestatari. Bună ziua, spuneți-ne două vorbe. Două vorbe. Nu, nu, pe cameră. Două vorbe. Să rămână? Bă, coptile, ești bine? Te duc la urgență? Nu, e ok. Dar ce ai pățit, mă? Unde te-ai dubdit așa? M-a scăpat caca. What? Cum adică? Nu, nu, Brazil! Copchile, ce ai făcut azi la școală? Super! Da? Aha, am luat un 4! La ce? La română! Dar ce-ați avut? Să formăm cuvinte cu grupurile de litere Keki! Keki! Și ce cuvânt ai format? Captain! Ce? Captain Planet! Oh-oh! Hopa! Ce avem noi aici? Unde? În bagaj! Hopa! Deci! Ce avem noi aici? Da! Ce avem noi aici? Ce? Cântării la poarta 3, vă rog. Nu, 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 stați, nu-i nevoie. Nu, că vă spunem. Vă ascult. Ungure, îi spunem? Îi spunem. No, droguri. A, poftim? Avem droguri, no, droguri, vă spun. Da, ok, treceți. A, pe bune? Da, puteți pleca, am crezut că aveți pălincă. Ce facem aici? Am venit la maraton, copchile. Hai, fulgerul, dai, 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 sfârâițar călcâiele. Dai a doua. Hu, 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 hu. Poate-s eu prost, dar mie mi se pare că fug cam încet. Băi, adevărat, ești și prost și da, fug cam încet. De ce? Pentru că-s deshidratați, bă, îs rupți. E final de cursă și-i cancer afară, nu vezi? Și noi putem ajuta cu nimic? Ba da, Ungure, uite, poți să le dai ceai cald. Pot? Mă lași? Dar cum să nu? No, e bine. Ce ai făcut, mă? N-o fă cald, da, le-am dat ceaiul. Copchile, să te întreb ceva. Ce? Mai nou, când vărsăm vaza cu flori, nu mai adunăm după noi. Ne-am emancipat sau cum? A,
dar nu eu, că mâțu. Ce mâț, mă, că noi n-avem mâț. Nu, dar mâine dimineața la prima oră îmi iau unul. Auzi, mă, ceacanăule, tu faci teatru cu mine aici? Nu eu. Și de ce ai lăsat ușa deschisă la frigider? Să cald cu dinți în gură, mă? Nu eu, nenea Unguru. Aha, guilty. De ce ai lăsat-o? Stăteam pe canapea și am vrut să văd dacă pot să beau bere wireless. Și apa în chiuvetă, cine a lăsat-o pornită? Aia eu, pregătesc o baie. Ce, mă, dar tu faci baie în chiuvetă? Nu eu, mâțul pe care îl iau mâine. Ei, chiclăzău vostru, că până aici vă fă. Da? Și ce o să faceți? Ce o să fac? Cobor eu militaria din pod, dic ăștia. Dic, cum coborâți militaria din pod? Cum? Uite așa. Hai, băjeții! Ce-au les? Ce faci, mă, ghițăl? Eu? Bine. Care-i faza cu rochia albaurie? Ce albaurie, mă? Ești conci, mă, oaie? E albastru cu negru. Da, albastru cu negru, vedeți în gură? E albauriu. Albauriu e capul tău. No, dar de ce vă certați? Păi, mă, Ungure, în primul rând, ce bete și faci, mă, cu viganul ăsta pe tine? Mie îmi place culoarea, în special. Și mie, albastru cu negru, e foarte fain. Albastru cu icter, dic. E clar, albauriu. Albastru! Albauriu! Albastru! Albauriu! Bă, deci îmi pușca capul cu tine, bă, nimuricule. Ungure, ce culoare, mă, rochia? Eu nu știu, eu am primit o bere ca să o port. Ce bere? Blondă. No, vezi, copchile, berea aia e aurie și spuma e albă. Cum să fie aurie, dic, aia e albastră. Ce? Fă! Tu-ți bagi joc de mine, mă, cioban galactic. Bă, eu zic că vă certați degeaba, vă înșelați amândoi. Ce? Rochia asta e verde, mă, nu vii-ți vouă buni, ochii. Fă, cum să fie verde, mă, țară? Da, verde. Vrei să vedeți? Da? Da? No, ce culoare are? Verde! Verde, verde cu steluțe! No, ați văzut? Breaking news! Cunoscutul personaj de pe electrolizei, Unguru Bulan, a fost adus azi la DNA în calitate de martor. Audierea a durat mai mult de 2 ore. Ungure, ce-ai făcut, mă? Eu? M-am bișit, să simte. Ce-ai făcut, mă, nesâmțitule? Frățică, se pare că avem un interlop printre noi, domnul Bișnițar. Nemernicule, nu ți-i rușine, mă. De ce? S-a ajuns tu la DNA, mă, ceacanăule. E mânuță cu tăți corupții țării. Dar stai relax, mă, Ghibol, dic ăsta, că nu-i ceea ce pare. Nu-i ceea ce pare, nu-i ceea ce pare. No, eu n-am făcut nimic. Să mor tu că n-ai făcut nimic. Să mor eu, cel mai rău lucru pe care l-am făcut a fost să beau 73 de beri într-o oră. Și dacă n-ai făcut nimic, de ce te-o chemat la DNA, bă? Dar nu m-o chemat în calitate de inculpat, mă. N-ai auzit cum o zis la știri? Dar cum te-o chemat? În calitate de martor. Martor? Da, martor. Și ce le-ai zis? Domnule procuror, aveți 2 minute să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos. Mă, Ungure, mergi și tu mai încet, mă, că ne aprinde radarul și apoi am lovit un cal la momițe. Că nu mă duc tare, mă. Ia, 50 pe ceas. Bine, mă, Ungure, tu nu știi că ceasul ăla mere ca pchișetul boului. Numai cum vrea el. Și dacă ne prinde poterea cu atâta pălincă în mașină, oameni ne-am făcut. Bă, dar mă mâncă talpa, mă, că așa e fain să întinde la drum. Ia, avem 5-8. Dacă o calc, 1-2 suntem la 61. Top speed, Bulan. Foaia aia e rachetă, Pitbull. Ungure, nu te vrăvuie, că n-am chef să dorm cu curul la pereche. Dă-i pitei, că Bulan. Este, Dic Bulan, 62, record. Ungure, mai încet, Ungure! N-o să-mi bag. No, potiera, amui bine? Amui cald afară? Am pus-o. Tăcesc că vine bocterul. Agent Cașchetine Poletovici, știți de ce v-am oprit, nu? Pentru viteză, știu, ne iertați, domnul, dar-i tare greu piciorul la Ungura ăsta. S-a încălțat și el astăzi ca bou cu cizmele de pescuit. Taci, mă, nu-i zice. Nu pentru viteză, ați avut 47 la oră. No. No, grasule, ți-am zis că nu mere bine ceasul. V-am oprit pentru că duhnește apălincă după voi mai ceva ca parfumul după Drăgușanca. Serios? Da. No, ciudat. Da, să știți, ciudat. Oare de unde? Aveți ceva pălincă asupra voastră? Ne-a prins, Ungure! Dai blană! You know nothing, Jon Snow. Ce bou! You know nothing, Jon Snow. He's right, you don't. Nu știi nimic, mă, e o zăpadă! You know nothing, Jon Snow.
Că bagă-i mă lemnul la spiță! Nenea, aș avea o întrebare! Coptile, îs ocupat! Cu ce sunteți ocupat? Să stau și să nu-ți răspund ție la întrebări existențiale, cu asta! Da, deja mi-ați răspuns la o întrebare! La care? Când v-am întrebat cu ce sunteți ocupat? Ha, bă, coptile, dacă ți-ar umbla ție și mintea cum îți umblă gura... No, zi, ce te frământă? Vreau să vă întreb ceva! Da, zi odată, măi, Socrate, nu mai te filozofa cu mine aici! Care-i periuța dumneavoastră? Ce periuță? Asta roșie sau asta albastră? Fa, e-i clar, trebuie să-mi schimb periuța! De ce? Că acum nu știu cu care ți-ai spălat tu pe dinții aia de cal! A, dar nu m-am spălat pe dinți! Da, ce-ai făcut? Am spălat Buddha! Ok, de ce m-ați adus în piață? Ca să cumpărăm ceva, mă! Da ce? Stai să mă gândesc, oare ce-am vrut, mă? Nenea, dar ăștia-s castraveți? Ce? Da! Dar de ce-s așa lungi castraveții? Coptile, pentru că nu-s mai scurți, no! Taci un pic acum! După ce-am venit, mă? Da, cartofii ăștia, de ce-s așa rotunzi? Coptile, pentru că nu există cartofi pătrați ca și capul tău, capiși? Capul meu e pătrat! Vă la taci odată, mă, că nu aud ce mă gândesc, mă! Bă, după ce am venit, mă, extraordinar! A, da, mă! Nenea, dar astea-s piersici! Ce? Da, Sofocle, îți piersici! Iar mi-am pierdut ideea! Și de ce-s făcut e din costum? Ce, mă? Știți că există costum piersică! Mă, coptile, da mă lași odată, mă, cu întrebările astea existențiale! Eu am venit să cumpăr ceva și nu mai știu ce, mă! Atâta mai tomotii de cap de luma! Taci! Da, Nenea, da! Taci! Da, nu mă! Taci! Deci, după ce am venit, mă... Nene, numai o întrebare mică, 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 mică și gata, gata, gata! Oh, chiclăzău tău, ce vrei, mă? Zi, ce vrei? După roșii? Ce? Da, mă, după roșii, mă! Da, după roșii am venit, bravo! Da, nene! Ce mai vrei, mă? Da, de ce-s galbenii roșiile? Coptile, pentru că-s verzi! Hai, ungure, să țucăm și noi niște cionche, că ne-a dat Dumnezeu noroc! Perse! Hop! Hop! Sau ce? Hip-hop? Chip-chop? Ha? Îi un joc sau... că nu mă prind! Nu aveți voie cu animale! Ah, nu ne lăsați cu animale înăuntru? Bingo! Dar n-avem animale! Domnule... Dacă vă referiți la dulău din pantalonii mei, stați liniștit, nu mușcă! Nu mă refer la dulău. No, păi atunci să merem, ungure, hai! Hop! Iar hop! Semnul spune clar, nu aveți voie cu animale. No, ungure, îmi pare rău, nu te lasă! Ne vedem acasă, bă! Hop! Iar hop! Domnule, nu glumesc, fără animale... No, ne-o prins! Dic ăla cum ne-o prins, mă! Dic, domnul, dar de unde ați știut că am căpușă? Dic guștere, ungure, Milano, viață de bocotani, mă! Este, da, da! Pere bună! Bă, a cine doare la ștocă, mă? Nu ne cunoaște nimeni! Păi, da, ești în străinătate, mă! Fii atent ce-i fac la ăsta! Scuzate-mi, seniore, you know where is the stadium, du-te în beceșig! Da, ai văzut ce față a făcut fraierul? Ce amuzant e, bă, să nu te înțeleagă nimeni! Ia-l-ai pe ăsta ce față de împins vagon! Are, fii atent! Signore, scuze-mi, habla English, bă! Where is don de strada la bemnia-i sucu? Băi, devine amuzant, bă! Dic, ia-l-ai pe ăsta! Cât un munte ai mâncat să-și temperatura ta? Kilimanjaro, bulan! Dic, dar ce tatuaje are? Fii atent ce-l fac pe ăsta! Salut, fraiere! Dar dic, ce față de borcan ai! Bine că nu ți-ai tatuat-o pe măta! Poftim, cum ai spus? Opa! No capisci! Parlare italiano, silvu prego!
Adică nu sunteți români, ai? No, no, italiano, ecco, e certo, si, bistos. Vă prefaceți italien ca să nu vă rup capul jos, ha? No, no, e no, no, romeno, no, certo, certo. No, no, e pazzo, e loc, ecco, e sono stronzo, beh, e certo, certo. Io, stați că vă verific eu. Mui steaua. Hopa. No, nu-i bine. Fai, bă, ceacanel, puteai să-mi zici de mama, puteai să zici de Dumnezeu, dar ai zis de steaua. Amu, ai pus-o. Ungure! Ajutor, ungure! Dezleagă-mă! Tân, 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 tân. Da, copchile, ești subtil ca un tank rusesc, am observat. Ce-i? Știți ce zi e astăzi, nu? Eu știu, da, tu știi? Eu da, da, dumneavoastră? Da, mă știu, dic ăsta. Na, și nu vă simțiți? Ba, mă simt excelent. Hai, hai, unde-i cadou? Ce cadou? Păi na, 1 iunie, ziua copilului. A, stai mă, cam un pică fisa. Na, v-ați prins? Nu, acum mi-a picat fisa. Ce glume de aprozar aveți? Păi la fața asta ta de negustor, ce vrei? Deci nu primești nimic de 1 iunie! Ba da, mă, copchile, cum să nu? Deci mi-ați luat ceva, este! Deci, da, ți-am luat ceva! Ce, 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 ce? Păi fii atent, ți-am luat ceva foarte educativ! Ce, ce, ce? Un smartphone? Nu, ești pe aproape, dar nu! Un monitor, nu? Nu, nu, ești tot pe aproape, dar nu! Un alt smartphone? Nu, bă, taci odată, nu, bă, ești aproape, dar... Un televizor cu diagonală mare? Bă, nu, bă! O tabletă? Bă, dar taci odată, mă, să-ți explic ce ți-am luat, dic ăsta! Băi, gură bogată! Na, ce mi-ați luat? Educativ! Copchile, fii atent aici! Vezi revista asta? Da! Vezi PlayStation-ul ăsta? Uaa, mi-ați luat un PlayStation! Este! Nu, dar ți-am luat un stilou fix culoarea asta! Ce, mă, nu mai este bere în frigider? Nu, nu, l-am trimis pe unguru după alta, trebuie să apară. S-o du singur unguru după bere? No, pe el o hârtit-o, pe tătă. Păi nouă ne trebuie aici vot 30 de beri, măi. Poate căra ăsta singur atâtea? Unguru? No, bine. Păi tu crezi că expresia tu știi câte beri duce ăsta îi numai așa o vorbă de a futu-s pomana? No. Ce-s blând, mă, guștere, ăsta de nu mai are loc în mâini, pune în cocoașă bere și așa vine cu ea. Mare dospală unguru ăsta, mă. Da, atâta se încarcă până atinge cu momițele pământul și așa vine cu berile. Mare caracter unguru. Da, om de mare finețe, îți spun. Om de o conduită exemplară, de mare angajament. Da. Bine, cam beșinos totuși, așa... Da, cam. Și gras. Na, păi nimeni nu-i perfect. Unde crezi că a scuns el 2 cisterne de bere în 2 ani? În buzunar? Da. Na, și un pic cam puturos. Da, și asta... Dezordonat, deci... Da, da, no, da, când bei atâta bere, când mai ai timp să faci curat, mă, ha? Da, da. Știi cum zic? Da, da, da. Știi, știi? Da. Da, mă, guștere. Noi acum îl bârfim pe unguru? Un pic, dar n-o să știe el nimic, de unde să știe? Zău? Deci așa mere treaba, când unul nu-i prezent, ceilalți îl bârfesc. Da. Ești conștient de asta? Da, clar, da, îs. Și atunci, ce te face să crezi că pe tine nu te bârfim când nu ești aici? Da, ce te face pe tine să crezi că nu te bârfim când nu ești aici? Păi, eu știu că mă bârfiți. Da? Dar de unde? Păi tata zoa sughit ca un bou. Da? Da, numai să colbutește trăbantul cu mine când mă bârfiți, tremură tăt. No, da, unguru e băiat bun, no, nu-l bârfim noi. Nu, nu, îi om bun la casa omului, îi bun de pază. Zău? Fui, a venit ieri tri mexican la ușă, direct am eliberat pitbullul din cușcă. Le-au făcut mucigluga, ha? Fai, le-au mutat trofeul la ceafă, guștere. Na, păi asta zic, băiat bun. Bun, bun, bun să știi, eu-l iubesc, mă, și mi-e tare drag. Hopa, că a venit! Na, vorbești de lup și lupul e la ușă!
Ce ai făcut cu berea, mă, Ghițel? Știi, mă, calul ce-am avut când m-a apucat un sughiț pe drum? Posesorul autoturismului cu numărul de înmatriculare MM07FRT este rugat să vină în parcare să-și oprească motorul. Nu se mai vede nimic de fum pe o rază de 2 km. Noia, ungure, cât i-am luat? Bere! Bă, acum, în sfârșit pot să spun ce dorință mi-am pus de revelion. Că deja mi s-a îndeplinit, nu mă mai chem. Ce ți-ai pus? Bogăție și belșug, mă, pentru anul ăsta. Da, bogăție și belșug. Da, bă, eu dacă am ce pune pe masă și am prieteni buni lângă mine, îs cel mai bogat om. Corect, și eu dacă am bere, îs un om bogat. Amu, ai bere cât să înveți calul, mă, că ia câtă ți-am luat. Da, mersi, este... Poți să storni o ladă și bei din valăul porcilor, mă! Da, îmi pun și bavețică tot. Da, bă, ai bani la tine? Nu, dar am cardul! Dick, dar de când ai tu card? M-am modernizat, Pitbull! Nu mai umplu cu bani la mine, bă, corporatiști adevărați așa umblă! Pac am scos cardul, pac am plătit, pac am plecat! Șosete roșii, hârtie igienică și... bere multă. 382. Da, uitați aici, doamna, hă? Uitați ce ziceți? Da, ce? Card, vă dau cardul, hă? Așa? Ați mai văzut dumneavoastră așa ceva? Da, cam toată lumea le are. Abiste, dar ce hateră e asta, mă, ungure? Da, poftiți cardul, ia. Codul, vă rog. Da, poftiți. Nu, nu, codul. A, codul. Da. Da, uitați. Nu, domnule, pinu. A, pinu. Da. Da, mă, scuzați, poftim. Ce faci, ungure? Bine. Ce, mă, ai băut? Du-te, mă. Zvonuri. Cât ai băut azi, mă? Cât? Două bere. Ce prost ești, că nu se zice două bere, mă. Da, scuze, doi bere. Două beri, mă, cioben. Așa, așa, da. Deci e ora 8 dimineața și tu deja ai hârtit două beri, mă. Apoi trebuie să recuperez, mă, că... ieri am băut cam puțin. Cât? Numai două. Numai două beri? Lăzi, aveam target 3. Și n-ai dat la rațe? Ba da, cum nu, am dat. Tot ai borât? Da, n-am borât. Da, așa ai zis. Am zis că am dat la rațe. Mă, ungure, mă tu realizezi că ești un bețâv? Nu. Ești tu habar n-ai? Ba da, știu că-s bețâv, dar nu realizez. Cum să știi, dar nu realizez? Bă, te-ești bolovan, mă! Păi, eu-s conștient că beau de sting, dar nu apuc să realizez că tot timpul zbat. Deci dacă-ți spun că ești bețâv, te simți cu musca pe căciulă, ha? Nu, nu. Atunci ești prost, bă, pentru că ai o muscă pe căciulă, bă! Bă, ungure, eu mă chem, bă, de fiecare dată când te apuci să bei, eu am un morcov că te-ai găsit rece într-un șanț, gata, țapăn. Și eu am morcov. Că ce? Că m-o îmbăta într-un șanț și nu mi-i găsi. Bă, boule, ce morcov să ai dacă te mâncă muștele? Că nimic, am un morcov numai, ia-l-ai. O, da, ai noroc cu mine, mă, stai liniștit, ungure, salvarea ta tăi de la mine vine. Ce, îmi ascunzi băutura? Nu! Haideți sus, băieți, și luați-l! Bă, tu, amu, mă duci cu zahărelul? Nu, te duc cu preșul! Execută Ilie Dumitrescu, 5 jucători români în fața porții apărate de Isla, cu efect gol! Ungure! Scoală-mă, Ghibol! Iar ți-ai culcat deodată cu lupchii! Du-te jos, mă, lasă-mă să dorm! Ungure, am o idee genială! Iar, mai lasă-mă cu ideile tale! Ultima oară am ajuns acasă în chiloți făcuți din urzici! Bă, fii atent aici! Câte șanse crezi tu că are România la Euro? Cât am băut eu azi noapte? Cât?
2. La sută? Nu, litri. Deci aproape zero. Aproape nimic n-am băut. N-o fi patent aici. Știu cum să salvăm naționala României, mă. Îl răpim pe tata puiu, mă. Ce? Ce? Îmbrăcarea, iute! Sună-l pe gușterul, trebuie să facem planul. Ceacanăi, nu-i un secret pentru nimeni faptul că tata puiu e cel mai bun antrenor de pe planetă. Hai mă, serios? Poate e la cruce. Nu hateriți, băi! Când o bătut ăsta Argentina lui Maradona, voi vă sfădeați cu gâștele de la pomniță, băi! Tata puiu e zășit, vă spun eu! Și dacă e așa de bun, cum de jucăm ca cizmele? Exact! Pentru că n-avem jucători, mă! Dar de-aia îl răpim! Deci nu avem jucători și după aia nu o să mai avem nici antrenor. Foarte bun plan. Că taci amul și lasă-mă să zic, mă! Na zi, care-i planul? 1. Momeală. 2. Portbagaj. 3. Vândut la brazilieni. Vândut la brazilieni? Păi luăm o căruță de bani pe el, mă! Și de banii ăia cumpărăm jucători brazilieni și câștigăm euro! Și... nu vă supărați! Ba, mă supăr! Dar dacă-l vindem pe tata puiu, cine mai antrenează brazilienii? Nimeni, mă, cap de ananas! Ăia joacă singur, nu trebuie antrenați! Îs brazilieni! Și n-o să-și dea seama nimeni că românii noștri-s cam bronzați! Nu, mă, lasă, îi dăm cu fond de ten, găsim noi! Da, numai o întrebare aș mai avea. Cum dăm de el? Stați liniștiți, apelez eu la contactele mele secrete, clar? Gata, am terminat? Ok! No, bine! Bine, tu știi! Puneți aici? Ei, puiu! Primul meu contact, fiți atenți aici! Învățați de la maestru! Alo, da, cine este la telefon? Alo, Klaus? Da, cine este? Frățică, mă, te pup! Serus, Claule! Auzi! Cum dau de tata puiu, nu știi? Îmi pare rău, frățică, nu l-am văzut de 2 săptămâni. A plecat la... mănăstire și n-a mai venit. Și nu știu unde aș putea să... Îmi cer scuze, sunt într-o ședință. Ale scute, au vidarzen. Ce? Alo? Haticlazau! Ok, merge super! Na, mă, dar ușor de răpit tata puiul ăsta, doamne feri! Stai așa, că mai am glonțe! Știu la cine să apelez! Mircea Strălucescu? Ne, sun eu la Vulpoiu cel bătrân! Alo! Alo! Ce faci, preșe? Ce faci, boss? Uite, mă relaxam puțin în grădină. Auzi, Cheloge, te sun cu o mare favoare! Tata puiu, cum dau de el? E, o să te coste scump, măi! Tare! O sticlă din preferatul meu, de prună! Stai liniștit, boss! La ce marfă îți dăm noi? Mi-l dai pe Father Chicken, pe Zidane și ne rămâi și dator! Asta-mi place, măi, păsărico! Batem palma, frățică, batem! Mersi, boss, te pup! Pe tata puiu îl găsești... notează! Notez, notez! Te duci la barul Icoana, pe bulevardul Crucii, măi! Pe colț acolo... Breaking news! Cu 3 zile înainte de Euro 2016, cel mai bun antrenor din lume, tata puiu, a fost dat dispărut. Celebrități din toată lumea și-au exprimat regretul cu privire la această tragedie. Revista pariziană Charlie Hebdo a titrat în această dimineață: Je suis puiu! Și da, împreună cu tot mapamondul, și eu sunt puiu! Odată cu dispariția lui, șansele României la Euro au scăzut de la 2% la 1%. Revenim cu detalii. Ce avem în portbagaj? Pui, copchile, pui! Îi viu? Îi viu, mă, nu-l auzi cum să-ți bate? Și acum, cum îl vindem? Cui? Stai lejer, măi, dar am eu contactele mele. Eu am fost campion pe sate la contacte, mă! Iară! Bineînțeles! Copchile, pune-l pe Bluetooth-ul mașinii! Trabantul are Bluetooth! Bineînțeles, mă! Las că-ți arăt eu, copchile, uite aici! Îl sun pe Zlatan! Yes, hello! Hello, Zlatan! Yes, it's Zlatan, hello! Frățica speaking! How are you, my friend? I have your number from Tamas, the bețiv! Tamas? Yes, you're drinking bețiv body from bamboo! Oh, yes, yes, hello, hello! Zlatan, can you give me Pele's number? No, I can't help you, my friend, no! But would you know someone who would be interested in buying a great national team coach? Is it Ancelotti? No, no, Ancelotti, we have the best! Who's hitting, or... Father Chicken! Oh, you have Father Chicken! Yes, Father Chicken is in my trunk! Oh, but no one will have the money for Father Chicken. He's much too expensive. Well, okay, thank you! Zlatan will let you leave this time, not kill you. Goodbye! Ciao, Les, Serus!
No. Bă, n-am vrut să apelez la soluția asta, dar n-avem ce face. Ce? O sun pe măsa lui Neymar. Ce? Nu știți voi, mă, asta e agent KGB sub acoperire. Dacă nu ni-l cumpără brazilienii pe tata Puiu, îl cumpără rușii. Bă, dar ce cunoaște ăsta, mă? Coptile? Bluetooth. Dar de unde o știi tu pe măsa lui Neymar? E, am fost colegi pe vremuri când lucram la flotație. Șș, liniște! Hola! Hola, păpușinha! Don Frățică telefonadu! Oh, Frățică! Tu nebunadicu! Mi padu maș mirosido a mui parfumo di polincau! Ce drăguț! Păpușinha, tu ești interesado do Papa Poio? El real Papa Poio? Si, si, muy gustoso! Poio está în mie por bagaju! Nos vedemos in 10 minutos? Si, certo! Ti pupadu, ti pupadu! No, avem client! Woohoo! No, unde-i? Stai mă că-i sub acoperire, ți-am zis. Opa! Nu-și vorbim uși, păpușinha, ciao! Așteptați? Șez? 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 Acuma! Este! Suntem bogați! Desfă să vedem Eldorado! Ceas. Ne ajunge de un alt pui. Mai mic. Iată echipa de start a României. Butinho, Pârcălabu, Popescinho, Diaconiu, Muntinho, Mureșinho. Bă, dar până la urmă ai cumpărat brazilieni? Nu, sunt români bronzați în traficul bucureștian. Le-am făcut poza de echipă la Piața Unirii. Antrenor Tata Puiu. Stai liniștit. Cu tata Puiu sau cu Puiu ăsta pe bancă, tot una-i. Măcar cu ăsta nu plecăm de aici flămânzi. Corect! Hai România! Îi bungeți lingi degetele, mă. Da? Păi lingeți-le paletale, mă! Bună ziua! Noroc, măi flăcău! Cine-i? Un copil! Îmi cer scuze de deranj, dar... Nu, mulțumesc, lăsați! Dar nu... Știu, știu, Iisus va salva omenirea, da, știu povestea! Da, dar eu nu sunt... Nu? Nu, sunt de la AJC! AJC? Ăsta vrea bani! Asociația Japca Cinstită, domnul! Așa! Strângem donații pentru a construi o piscină pentru copiii din cartier! Bingo! Așa! Doriți să faceți o donație? Bă, amut, sincer, nu-mi doresc și nici nu mă prea mișcă povestea voastră cu piscina, da? Mi-e jenă să te refuz așa pe față! Dă-i ceva bani! Dic bani, cu bani știe oricine, mă! Fii atent ce-l fac pe ăsta! Super! Cu cât doriți să contribuiți? Păi, no, vă dau și eu 2 litri! Ce prost ești, ți-am zis că mai bine îi dădeai bani. De ce? I-ai dat pălinca. Ungure bulan, ești...